Hei, salutare fraților și bine v-am regăsit pe canalul meu. Astăzi vreau să vorbim despre multe chestii. Ce e pe canalul meu de fapt? De ce ați văzut că a apărut numele de Wolf Music Tulcea și ce vreau să fac pe viitor pe acest canal și chestii, multe chestii. Hai să începem. Eu sunt Wolf, ca de fiecare dată vorbim despre multe chestii acum. În primul rând vă întrebați de ce canalul meu acum și-a schimbat fațada și apare numele de Wolf Music Tulcea. Ok, proiectul pe care îl fac eu este în felul următor. De a face un canal de muzică, singurul din Tulcea, care sper să ajung la un nivel foarte mare, pentru că mi-am propus asta și o să postez în fiecare zi videoclipuri cu muzică, cu tot felul de chestii, gen o să mai și vorbesc din când în când despre ce este nou. Am deschis și o pagină oficială Instagram a canalului, vă las linkul în descriere să intrați și acolo poți să găsiți piesele care au fost postate în acea zi și multe alte chestii. Pe canalul acesta ați văzut că sunt două seriale foarte populare și sigur, sunt 100% sunt sigur că sunt cele mai vizionate videoclipuri de pe acest canal. Este vorba de seria Bona Mea un Vampir și Wolf Blood, două mari seriale care au fost difuzate la Disney Channel. Acum, baza canalului este muzica, fraților, pentru că, da, canalul ăsta vă spun eu sigur că va fi cel mai bun canal din România pe bază de muzică, pentru că am văzut că dacă, cum îi spunem, am văzut că pot să pun muzică nu numai românească, adică din România, ci și din altă țară, și asta e un lucru super bun pentru canalul meu, pentru că nu mi-au copyright, pentru că sau strike-uri, deoarece practic pun în titlu numele piesei și multe alte chestii. În fine, conținutul videoclipurilor nu are nicio legătură cu altceva, adică cum să vă spun eu, de pe alt canal. Ați văzut că totul este original, nu este nimic care să fur, decât melodia este furată și pusă pe fundal. În rest, videoclipul este creat de mine, stau mult timp să îl editez și așa. În primul rând, ce este cel mai greu este atunci când stai și aștepți ca cineva să se aboneze la canalul tău. În primul rând, sunt vizionările foarte slabe, pentru că nimeni nu se uită pe canal, pe muzică, și aș vrea să se uite pe muzică, pentru că este o muzică extraordinară și chiar sunt piese care au fost hituri și vor rămâne hituri până la capăt, pentru că sunt piese adevărate. Și na, ce să vă spun acum? Cel mai important lucru este că proiectul pe care l-am înființat eu personal, deci bine, nu este registrat într-o fișă sau ceva, dar proiectul ăsta este făcut de mine singur, nu mă ajută nimeni, absolut nimeni să facă această chestie, e o muncă grea, știu, stau să editez și să pun multe lucruri, e foarte greu să ții un canal, să pui videoclipuri aproape în fiecare zi. Sunt zile în care pun în fiecare zi cât un videoclip. Acum 3 zile am postat
ultimele videoclipuri și am postat și astăzi, dar după 3 zile. Și fraților, vă rog din suflet să aducem canalul ăsta într-o ipostază mai bună, pentru că noi am putea să aducem mult succes acestui canal. Nu vă cer mult decât să dați un share, să vadă cât mai multă lume canalul, pentru că e un canal extraordinar, pentru că nu cred că mai este un canal de la mine din oraș sau din orice alt județ în care să posteze chestii de genul, pentru că sunt videoclipuri care arată mult lucru făcut. Și na, acum am făcut acest videoclip ca să pot să vorbesc și eu despre anumite chestii. Și vreau să vă spun, lăsați întrebări pentru Q&A, pentru întrebări, adică și sugestii, ce melodii să mai pun pe acest canal. Eu personal cred că dacă o să depun mult efort și multă muncă, canalul ăsta o să ajungă foarte, dar foarte sus, pentru că cred că fac niște videoclipuri destul de calitative și foarte ok. Eu vă mulțumesc pentru suma de 380 de abonați. Când am intrat în anul acesta eram foarte jos, fraților, eram extraordinar de jos, aveam 96 de abonați. Dar în 2 luni ne-am strâns 380. Sperăm să ne strângem cât mai mulți și cât mai bine. Și na, sper din tot sufletul să meargă bine acest proiect. Dar trebuie să mai spun câteva chestii. Am găsit multe întrebări în comentarii care au spus că de ce nu mai postez Bona mea un vampir. Mi-e foarte greu să vă spun, dar din păcate nu mai sunt pe internet restul episoadelor. Deci de la episodul 26 nu mai găsești nimic, absolut nimic. Și bine, și mie îmi pare rău, pentru că era seria mea de succes până la urmă, pentru că acolo s-a uitat foarte multă lume și le-a plăcut seria aceasta și, sincer să fiu, și mie mi-a plăcut foarte mult. Dar vă rog din suflet, dacă vreți ca acest canal să ajungă mai sus, mai undeva unde să facă furor pe internet, doar distribuiți mai departe și faceți canalul acesta cât mai auzit, pentru că dacă faceți canalul acesta cât mai auzit, m-a ajutat și pe mine să ajung undeva. Nu vă cer asta doar ca să, adică nu vă spun asta pentru ca să fiu lingușitor, dar chiar vă cer ajutorul vouă, abonați-vă, pentru că voi sunteți baza acestui canal și voi mă susțineți în continuare. Comentariile voastre au fost unele chiar mi-au plăcut, dar altele chiar m-au făcut să mă simt ciudat, dar am trecut peste, nu mi-a păsat, dar eu nu mă dau bătut. Canalul ăsta este tot ce am până acum. Dacă canalul ăsta o să mi se șteargă sau o să primesc un strike din cauza la ceea ce fac, o să mă simt foarte jenat. Dar voi distribuiți mai departe, arătați restul oamenilor, adică altor prieteni, rude, nu știu, cunoștințe, să intre pe canalul acesta și să se uite peste melodiile pe care le-am postat și peste seriile, cele două serii pe care le-am postat. Eu am fost Wolf de data aceasta, într-o ipostază mai diferită, am vorbit mai multe și sper să fie și
o chestie bună. Ne revedem data viitoare. Ciao, like, subscribe la canalul meu. I can't sleep at night, 'cause she ain't by my side.